Această rugăciune creștină puternică a fost creată pentru a aduce binecuvântarea divină și unitate în familia ta. Înălțând rugăciunea către Dumnezeu, Tatăl, te vei ruga pentru dragoste, armonie, înțelegere și protecție în rândurile familiei tale. Această rugăciune te va ajuta să depășești neînțelegerile și conflictele, să crești copiii în credință și să experimentezi pacea și fericirea interioară. Rostind această rugăciune cu credință și devotament, vei aduce lumină divină în caminul tău și vei întări legăturile dintre membrii familiei tale. Rugăciunea puternică pentru binecuvântarea și unitatea familiei Dumnezeule Tatăl nostru, îți aducem acum rugăciunea noastră pentru familia noastră iubită. Te rugăm, înalță-te peste noi cu îndurare și harul tău. Binecuvântează-ne cu dragostea ta divină și fă să ne iubim unii pe alții așa cum tu ne-ai iubit. Ajută-ne să fim sprijinitori și înțelegători, să fim un exemplu de credință și bunătate. Rugăm pentru unitatea noastră, Doamne, ajută-ne să depășim orice neînțelegere sau conflict și să lucrăm împreună pentru binele nostru comun. Fă ca dragostea și armonia să domine în relația noastră familială. Te rugăm, Dumnezeule, să ne protejezi de toate ispitele și să ne aperi de răul din lumea aceasta. Ajută-ne să ne concentrăm pe valorile tale și să trăim în acord cu poruncile tale. Rugăm pentru sănătatea noastră fizică și spirituală. Vindecă rănile noastre și dăruiește-ne pacea interioară. Ajută-ne să ne creștem copii în credința Ta, să le oferim înțelepciunea și iubirea necesară pentru a se dezvolta în oameni buni. Îți aducem și pe cei dragi nou înaintea Ta, Doamne. Ajută-ne să iubim și să-i sprijinim necondiționat. Binecuvântează-i cu sănătate, fericire și succes și fă ca legăturile noastre să fie întărite în timp. Vă mulțumesc, Dumnezeule, pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat asupra noastră. Te rugăm să ne auzi această rugăciune și să o primești cu dragoste. Amin.